copilărie. De pe marginea canalului. Mm-hmm. Dragul meu, și la mamaia. Ți-am spus, am născut în orașul, în municipiul Calafat, 27 august 1935, copilăria până la vârsta de 17, 18 ani, 19, chiar petrecută la Calafat, absolventul unui liceu teoretic, Independența, și a cursurilor de perfecționare organizate de Ministerul Culturii în perioada 1967-1990 în profesia de coregraf. În copilărie eram fascinat de horele țărănești care se făceau în fiecare duminică și în care țăranii din acea vreme veneau îmbrăcate în pantalon de dimie albă și o haină de, mai de toamnă, să o numesc așa, ca un fel de dolman, cum îi zic ei acolo în Oltenia, o haină mai scurtă, tot din dimine, numai că era neagră, căciula nelipsită în cap. Mă fascina acest alb fantastic și felul cum se invita la joc. Fetele nu intrau singure în joc. Veneau însoțite de mame, în marea majoritate, și cavalerul care voia să danseze cu ea venea și o cerea mamei. Lucru care se întâmpla și la seratele, sau între ghilimele spus, balurile care aveau loc sâmbătă seara la Căminul Cultural și la care participa pe lângă partea de intelectualitate a orașului și partea sătească. Am spus mai devreme și repet, Calafatul este un oraș în care numai dacă vrei te poți pierde. Străzile sunt toate absolut drepte, se intersectează, sunt paralele între ele, sunt perpendiculare, dar nu există niciun fel de cot sau vreun fel de ascunziș. Același ritual se perpetua și la serate, tot la fel fetele nu veneau singure, veneau numai însoțite de mame, ele erau, nu plecau niciodată decât cu mama acasă. Asta era povestea anilor 1945-50, poate chiar mai târziu, 55. Pe a rămas în memorie și în minte toată această demonstrație artistică, pentru că altfel nu se poate numi, nelipsit din straiul fetelor, vestita broboadă și costumul național, cu specificul acela al oltenilor, în special a Olteniei de Sud, partea de pe Valea Dunării, care au făcut și fac și la ora actuală deliciul expozițiilor de artă populară, indiferent că sunt în țară sau sunt în străinătate. Pasiunea pentru dans. În anul 1969 eram directorul Casei de Cultură din Calafat. Am adus de la Craiova un coregraf care activa la Casa de Creație a județului Dolj, cum era pe vremea aceea, Lică Baltă, pe nume, se pregătească o echipă de dansuri care să participe la cel de-al nouălea concurs al formațiilor artistice de amatori. Repetițiile se țineau la Casa de Cultură, la Casa de Cultură, și în timpul în care eu nu aveam nimic de făcut ca program,
asistam, sau mai degrabă zis, căscam gura la ce se întâmplă cu echipa de dans. La una din repetiții a lipsit un băiat. Lipsind un băiat, aranjamentul care îl plăcea coreograful nu ieșea, pentru că era un loc nesustinut. Și la un moment dat întoarce capul și mă vede în spatele lui. Și domnul director, trește rogna ta acolo, în locul ăla liber. Și i-a răspuns foarte dezinvolt, dar n-am ce căuta eu acolo. Zic, vă încurc. Mai mult zice, nu vreau să dansez. Vreau să stai numai acolo să văd eu cum să împart. Bineînțeles că nu puteam să-l refuz, dar conform proverbului că pofta vine mâncând, când s-a apucat să predea mai departe, am încercat să văd dacă și eu pot să mișc picioarele. Bineînțeles, mai legat de picioare sau mai dezlegat de picioare, cert este că s-a terminat repetiția și unul din dansatori, băiat foarte simpatic, vine și spune, domnul director, tovarășul director, pardon, pot să aduc și eu o sticlă de vin să-l cistiți pe maestru Baltă? Și îți spun cu multă plăcere și îi invit la mine în birou. Am ciocnit un pahar de vin și spre sfârșitul micii noastre agape, Lică Baltă îmi spune, zice, tovarășul director, mâine vezi că avem la ora 4 repetiție. Și zic, știu, trebuie să vin să vă deschid. Nu. Zice, avem repetiție. Mă uit la el, nu? Și mă bucur, adică să vin să dansez eu? Ce da, bineînțeles. Ăsta a fost, dacă vreți, botezul meu, pentru că de acolo n-am mai plecat. Părinții, influența a fost enormă, pentru că în familie exista bunicul meu și bunica, tatăl meu, mama și fratele tatălui meu, care era ofițer de carieră. De acolo, probabil, de la el, de la felul lui de a fi, am învățat ce înseamnă disciplina. De la părinții mei am învățat ce înseamnă să iubești un om. Am învățat ce înseamnă să iubești un animal. Nu am auzit în copilăria mea ceartă între ei, n-am auzit scandaluri între ei. Mai mult decât atât, pot să consider că a fost o familie de intelectuali, pentru că din câte îmi amintesc eu, în casă se vorbeau 6 sau 7 limbi străine. Eu am învățat una, dar bună, limba rusă, în școală. De ce? Dacă mama vrea să vorbească cu bunica ceva, să nu știe ce e la, vorbeau nemțește. Dacă tatăl meu vrea să vorbească cu bunicul lui sau cu fratele lui, vorbeau între ei grecește. Dacă fratele tatălui meu, unchiul meu, pe care, fac o mică paranteză, cred că l-am moștenit din punct de vedere caracter în totalitate, vrea să vorbească cu mama, vorbea italiană. Dar eu, copil, n-am dat 2 bani atunci și mai ales, gândiți-vă că am apucat perioada de școală și a deprinderilor pentru gustul învățării limbilor străine în perioada în care nu aveai voie decât ce învățai în școală. Și în școală, încă o dată vă repet, învățam limba rusă. Tot ce ați predat dumneavoastră într-o săptămână, îmi dați 10? Și el se uită la mine, șterg tot catalogul și ai nota 10.
Acasă în gazdă, părinții mei aveau un băiat, Tudorica Marcarov, refugiat din Basarabia, care vorbea rusește mai bine decât vorbea românește. Era elev în clasa 8-a de liceu. Eu eram în clasa 2-a sau a 3-a, nu mai știu. Timp de o săptămână nu m-am dus la școală, m-am învoit și am învățat limba rusă. Cert este că în final aveam sâmbătă o oră de rusă. În ultima sâmbătă din trimestru, profesorul de limba rusă, de care v-am spus mai sus, a mai luat de la un coleg o oră și două ore am fost examinat foaie cu foaie cartea de limba rusă. Răspunsurile probabil au fost pe măsură, iar ultima întrebare adresată a fost cac te beaz avut. Lucru care înseamnă cum te cheamă pe tine. Răspunsul meu a fost Meneazavut Ion Cristian. Față ai nota 10, media generală 10. Anul următor, când a început liceu, deci eram în clasa a doua sau a treia, am fost chemat la catedră, plimbat prin tot liceul ca sfintele moaște ale Paraschivei, să arate profesorul ce înseamnă un elev care învață cu pasiune, vorbă să fie. Dar în același timp am fost chemat de el la cancelarie. Limba română avem de două ori pe săptămână, parcă sau de trei. Franceză aveam o oră, dacă nu greșesc, maximum două, dar rus aveam patru. Și în fiecare oră de limba rusă, eu mergeam la brutărie și cu cartela de pâine a domnului profesor îi luam rația de pâine și o duceam acasă. Dar notele mele la rusă au continuat să fie de 9 și 10 până la sfârșitul anului, adică până când s-a terminat. Înainte de Pandelaș a ajuns să fac o mică paranteză. Sau trecerea de la Casa de Cultură Calafat la Pandelaș. Formația de dansuri de la Calafat, la al 9-lea concurs al formațiilor artistice de amatori, cum era pe vremea aceea, în 1969, a luat mențiune pe țară. 1969, de la Calafat, am fost luați trei directori de case de cultură din regiunea Craiova, adică eu de la Calafat, un coleg de la Târgu Jiu, Barabancea, dirijor mare la viața lui, și directorul casei de cultură de la Caracal, și am fost detașați la Casa de Cultură de la Plenița, un alt raion de la vremea aceea, pe posturi egale de instructor cultural, pentru că era raionul cu cea mai slabă activitate din județ. Cei doi au reușit să plece foarte rapid de acolo, dar eu am fost obligat să rămân aproape 2 ani de zile, motivul pentru că pe lângă ce făceau ceilalți, eu știam să scriu și lozinci pe sticlă, cum se purta la vremea aceea. Lozinci nu sticle pe sticlă, pe față, sticle pe dos. Erau celebrele lozinci pe sticlă cu fond roșu și cu litere galbene. Și cu asta trebuie să fie împodobit sediul Comitetului Raional de Partid. Și eu făceam acolo muncă artistică la scris lozinci, nici de cum muncă artistică, dar mi-am creat niște relații și în momentul când am reușit să plec de acolo, sat prin desfințarea raionului, aveam aranjat să plec la Casa Armatei de la Râmnicu Vâlcea. Am mers acolo, am văzut despre ce este vorba, dar apropiindu-se Crăciunul, fiind sfârșit de an, comandantul de atunci de acolo mi-a spus: tovarășul Cristian, mergeți acasă la familie, că n-are rost, veniți după anul nou și rezolvăm treaba.
Și aici apare surpriza. Se apropia sărbătorile, sora mea, care a avut 6 copii și pe care mă mândresc într-o anumită perioadă de timp, i-am crescut eu, nefiind căsătorit la vremea aia, și toți sunt acum oameni la casa lor, mai puțin 2 care sunt absenți, cultivați, a plecat în altă parte. Ne-am întâlnit toată familia, mama, și imediat după sărbători, n-aș putea să vă spun, 4-5 ianuarie, am plecat cu nepoțelul meu cel mare să ne plimbăm. Iarnă fiind, am să vă rog să mă lăsați să vă povestesc treaba asta, pentru că de aici, dacă vreți, pleacă cariera, printr-o întâmplare. Plecăm în oraș să ne plimbăm, nu cunoșteam prea bine Constanța, dar mi-au spus ei unde, să ajungem la Orășelul Copiilor. Orășelul Copiilor, fiind în parc din fața primăriei Constanței, lângă Teatru Fantaziu. Nepoțelul meu fiind mic, 5 ani, parcă, cam așa ceva, i-au înghețat nunuțele. Trecând prin fața Teatrului Fantaziu, am văzut pe ușă un afiș pe care scria concurs pentru posturi de dansatori. M-am uitat la el așa lung pe acolo și am dat să plec. Dar zic, ia să intru, să întreb, pot să stau și eu 5 minute să se încălzească pe băiat? Intru în hol, o doamnă, ce dumneavoastră, ați venit pentru concurs? E nu stimată, doamnă, și îi spun, sunt la plimbare cu nepoțelul, am înghețat, pot să stau și 5 minute. Îmi zice, îmi pare foarte rău, nu se poate să stați, este un concurs pentru posturi de dansatori. Dacă vreți să vă înscrieți, probabil felul meu de a fi, știu eu, de sau nepoțelul meu, a impresionat-o și spune, intrați aici așa, dar stați aici, lângă, în fundul sării. Deci, în ultimul rând, ne-am așezat cu minți liniștiți pe scenă, se derula concursul. Prinși în vârtejul concursului și ce vedeam eu pe scenă, nu ne-am dat seama că s-au tot strigat, au evoluat și la un moment dat nu mai era nimeni. Dar cei care examinau, probabil ne-au văzut. Și ce dumneavoastră de acolo a venit pentru concurs, am început să mă bâlbui, pentru că nu știam ce să spun. Și i-am spus care e adevărul. Zice, bine, bine, dar dacă ați intrat, înseamnă că dumneavoastră sunteți pasionat de așa ceva. N-ați intrat în parte la concurs. Dar zic, n-are niciun interes. Eu peste o zi, două plec la Râmnicul și totuși, dacă vă rugăm, un domn cu părul alb, ulterior am aflat, era directorul teatrului Jean Ionescu, și un domn mai plinuț, mai solid, maestru coreograf Ion Buruc. Curg pe scenă, vă dați seama, fără niciun fel de pregătire, mi-a lăsat haina. În fosă era un pianist. Și am văzut de sus, de pe scenă, în fosă, ce avea el pe pian. O carte de jocuri oltenești a coreografului Ion Popescu Județ. Și îi spun, zic, maestre dragă, zic, la pagina 36, vezi că ai acolo un 3 păzești. Vă rog să mă credeți că în momentul ăla s-a creat un moment de stupefacție. Mă uitam, directorul cu coregraful schimbau priviri, cei din sală, viitorii mei colegi, la fel. Începe pianistul să zic, maestre, nu, zic, nu pe 36, vedeți din coace, pe pagina, este un altul, e... Zic, aveți patru rânduri de note. Începe la să cânte, le-am dansat. Ne mai arătați ceva? Și așa s-a derulat vreo jumătate de oră. Le-am arătat și aia, și aia, și aia. Unde stați? Nu știu ce. De la sora mea. Sora mea unde stă? Le spun unde stă. Și am plecat cu nepoțelul meu la Orășelul Copiilor. Ce am făcut noi pe acolo, ce ne-am învârtit, când ne-a plimbat, nu știu, ne-a furat peisajul, probabil vreo oră, două, am plecat acasă. Când am ajuns acasă, mama, sora mea, cumnatul meu,
și toți nepoții. Au cășunat, ce casul a rămâne cu Vâlcea singur? De ce nu stai aici? Ce să fac aici? De ce să te duci la teatru? Ce să cauți la teatru? Pe ce unde ai fost? Ce se întâmplase între timp, directorul și cu coreograful? Și-a dat seama, probabil, s-a dus acasă și-a vorbit cu mama, i-a găsit acasă pe toți. Și-a spus, uite, vrem influențați-l dumneavoastră, că eu eram cu actele de numire, cu hârtile de numire în buzunar pentru Râmnicu Vâlcea. Stai, noi ne-am sfătuit și am ajuns la concluzia că totuși e mai bine familia să fie la un loc. Și am rămas. Și am rămas la Constanța și în 2018. Acela a fost momentul când am început cariera de dansator profesionist a ansamblu Brâulețu, secție a Teatrului de Stat din Constanța, în prima instanță. Brâulețu, care a funcționat până în anul 1990, 31 august, când prin decret al Consiliului de Stat au fost desființate toate ansamblurile. Numai că cariera mea luase pe parcurs un alt drum. Am fost luat la Casa Județeană a Creației Populare pe post de maestru coregraf, mai bine zis metodist coregraf, cum era nomenclatura din același timp, unde mi-am încheiat cariera de funcționar al statului prin pensionare în aprilie sau mai 1998. Cred că am fost cel mai, și pot să confirm că am fost cel mai longeviv coregraf de la vreo casă de creație care a stat necontenit 30 de ani. Interval în care am răspuns de tot ce înseamnă dans popular, obiceiuri, tradiții, folclor. M-am implicat, dacă vreți, cu micile mele cunoștințe muzicale și în domeniul ăsta. Mă pot lăuda cu niște lucruri făcute într-un mod deosebit. Sunt foarte multe lucruri, mi-ar trebui, cred că, o săptămână să vă povestesc tot ce am făcut. În anul 1968, la Dijon, în Franța, avea loc cea de-a 23-a ediție a Festivalului Viei și Vinului, considerat la vremea aceea și după aceea încă mult timp, cel mai mare festival de folclor din lume, ansamblu Balada al Casei de Cultură Sectorul 1 București participă din partea României și câștigă unul din cele două mari trofee ale festivalului, Colierul de Aur. Al doilea trofeu era discul de aur al Academiei Charles Cros. În aceeași toamnă, în luna noiembrie, sper să nu greșesc, am fost chemat la București împreună cu directorul Casei de Creație a județului Constanța, domnul Petre Stanciu, la o întâlnire cu directorul Casei Centrale a Creației Populare, Nicolae Nistor. Ne-am dus la București, la întâlnire, afară de noi trei pe care i-am pomenit, a participat maestru coregraf Tita Sever, maestru coregraf Teodor Vasilescu și muzicologul Ludovic Paciag. Expozeul a fost susținut de directorul Casei Centrale a Creației, care ne-a spus că, în conformitate cu tradițiile festivalului de la Dijon,
Țara care câștigă colierul de aur este obligată să deschidă festivitățile din anul următor. Anul următor fiind 1989, României îi revenea 69. României îi revenea deschiderea festivalului. Ne-am gândit să trimitem un ansamblu din Constanța, bazându-ne pe faptul că știm că este o orchestră foarte bună. Deci o parte, jumătate, ar fi rezolvat. Sunteți capabili să faceți un ansamblu de dansuri? S-a lăsat liniște. Directorul meu făcea schimburi de priviri cu directorul casei centrale și cu mine, eu mă uitam ca picat din cer. Cine își putea asuma o asemenea răspundere? Mă tot gândeam cine, unde, eram și nou la Casa de Creație. Până atunci știam potența ansamblului profesionist, dar nu se punea problema participării ansamblului profesionist, ci o formație de amatori. Așa am plecat și probabil într-o nebunie să o numesc, că nu știu, cred că un om sănătos la cap n-ar fi zis da. Îi spun, zic, tovarășul director, nu promit, dar încerc și sper să nu vă înșel încrederea dumneavoastră. Dar am o singură rugăminte. În tot ce voi face, să fiu ajutat, în primul rând, de specialiștii dumneavoastră. Acum, întâmplător, pe Tita Sever îl cunoșteam că ne desparte vreo 40 de kilometri de loc unde m-am născut eu. El era din județul Plenița, dintr-un sat care se cheamă Risipiți. La ora actuală nu mai este în viață, e plecat dintre noi. Mi-au promis acest lucru și spune, te rog săptămânal să ne informezi ce se întâmplă. Al meu director, înainte de a încheia discuția, ce te-ai gândit bine, te gândești la ce te înham, ești capabil să faci? Am răspuns că am să încerc să demonstrez prin fapt. Deci ați fost mesager al României în lume și este foarte important ca nație să arăți ceea ce ai moștenit de la părinții tăi, de la bunicii tăi, de la străbunii tăi. Cum a început acest lucru și pe unde ați fost cu pandelașul? Stai puțin ca să nu... Întreb. Dumnezeu cum era? Știe. 71 de ani. Mulți înainte să fii sănătos. Mulțumesc să rămâne. Să fii sănătos cu toți. Nu lasă mai. Să ne lăsăm. Da, e cum? Doamne, iertă-mă. N-aș vrea să vă plictisesc, dar mi-aș permite să precizez că în activitatea ansamblului de cântece și dans aproape 50 de ani au fost foarte multe deplasări în străinătate. În special, în perioada până în 1990, ansamblul era nominalizat la nivelul Direcției de Relații Externe a Ministerului Culturii, al Casei Centrale a Creației, pentru țările capitaliste. Toate turneele au fost făcute, o să vedeți, o singură excepție.
Am fost și în Bulgaria. Departe, foarte departe. O singură dată. În rest, o să vedeți unde. N-aș vrea să vă plictisesc, am să-mi permit să vi le înșirui și acolo unde au fost festivaluri, unde au fost concursuri, premiile obținute. În marea majoritate însă, o să vă surprindă faptul că nu există premii, pentru că erau festivaluri. Și la festivaluri premii nu se dădeau. Toată lumea primea simbolic un obiect, ceva, o plachetă care amintea de evenimentul respectiv. Însă, în perioada care va urma, o să vă surprindă totuși faptul că sunt câteva premii destul de semnificative și mari, pot să le numesc așa. În 1969, prima deplasare a fost în Austria, la Krems, la Festivalul Internațional de Folclor al Țărilor de la Dunăre, unde ansamblul a fost distins cu talerul de aur pentru evoluția și calitatea artistică a ansamblului și cu talerul mic de aur pentru autenticitatea și valoarea costumelor populare. În continuare, de acolo am plecat la Dijon, în Franța, unde a avut loc cea de-a 24-a ediție a Jocurilor de Toamnă și Festivalul Internațional al Vinului și Viei, unde ansamblul a fost distins cu marele premiu Discul de Aur al Academiei Charles Cros. Am deschis festival, o fată din ansamblul nostru a susținut deschiderea jocurilor, declarând deschise cea de-a 24-a ediție în numele națiunii române. De acolo, fiind în Franța, ni s-a comunicat de la București că trebuie să mergem la Oviedo, în Spania, ca să nu mai există o altă cheltuială mai mare, fiind de acolo alături, și am mers în luna septembrie la Oviedo, în Spania, la Festivalul Internațional de Folclor. Ansamblul a fost distins cu premiul municipalității și Crucea Sfântului Mateo. În anul 1970, deși mi-aș permite o mică paranteză, pentru a demonstra ce înseamnă România în străinătate. Primul spectacol la Oviedo, în Spania, a fost în seara zilei în care am sosit acolo, pe stadion. Spectacolul s-a derulat începând de la ora 12 noaptea până în jurul orei 2, evoluția ansamblului românesc, care a încheiat evenimentele dinainte. Cu noi, tot timpul cât am fost la Oviedo, a stat consulul României la Madrid, care reprezenta la Madrid interesele tuturor statelor socialiste la vremea aceea. Lui de telefon, el locuia la alt hotel normal, hotel de nivel diplomatic, și mi-a spus, dacă e vreo problemă, cât nu sunt eu cu voi, dă-mi telefon. Spectacolul a fost, nu știu cum să vă spun, ceva uluitor. Niciodată nu știu dacă își poate cineva imagina ca 20.000 de oameni să aclame un număr din spectacol, să nu te lase să pleci din scenă.
Am plecat la culcare, toată lumea la odihnă. Eu m-am trezit în jurul orei 6-6 jumătate dimineața, la hotel, în cameră, aveam niște perdele foarte grele, groase de cartifea la geam, care dădeau un semn întuneric. Și la un moment dat aud, România, România, hoi, hoi, hoi. Da? Da. Îl sun pe domnul ambasador și îmi spune, zice, în câteva minute vine, stați liniștiți. Într-adevăr, în câteva minute a venit și îmi spune, zice, îmbracă repede oamenii și coboară jos. Este o manifestație de bucurie pentru România. Se strigă România, România, trăiască, trăiască, trăiască. Mă duc, scot oamenii, îi trezesc, îi spun, îmbrăcați-vă frumos, haideți jos. Cobor printre primii, coboară și dansatorii, orchestra jos. S-au creat două grupuri. Cei care manifestau într-o parte, cei care coborâsem din hotel și ne uitam unii la alții, fără să știm despre ce e vorba. Realizez la un moment dat că ei nu știu că ăsta este ansamblu și le spun, ia duceți-vă repede în casă și luați o ie, un ilic ceva pe voi. Zic să nu ieșiți așa, vină îmbrăcați cu țiteța ceva, pune un ilic, puneți pe voi. Participă ansamblul la Festival Internațional de Folclor de la Efes, Turcia. Ansamblu a fost distins cu premiul întâi și trofeul Zeița de Aur Artemis, iar la festivitățile de închidere a festivalului, organizatorii au declarat că față de pandelașul ar fi fost nevoie de o statuie de diamante. În 1971 suntem din nou invitați în Austria la festivalul de folclor de la țărilor de la Dunăre, de asemenea distinși cu talerul de aur pentru evoluția artistică și talerul mic de aur pentru autenticitatea și valoarea deosebită a costumelor. În 1973 se produce evenimentul, turneu artistic în 11 localități din Zona General Toșevo din Republica Bulgaria, la invitația adresată de organele culturale locale. Vorbeam mai devreme că am fost și în țările socialiste. În 1973 ne revine onoarea de a reprezenta Ministerul Turismului din România la Atena în Grecia, la Festivalul de Folclor al Ministerelor de Turism din Balcani, unde suntem distinși cu Cupa Ministerului Turismului din Grecia. În 1974, la Messina, în Sicilia, în Italia, reprezentăm Ministerul de Turism din România la Festivalul Ministerelor de Turism din Balcani, unde suntem distinși cu trofeul, cu Cupa Ministerului Turismului și cu titlul de Miss, cucerit de Mariana Chiru din ansamblul românesc. În 1974 participăm și la Veneția, în Italia, unde sunt la un festival de folclor distinși cu premiul orașului. Tot în 1974, cu această ocazie, întreprindem un turneu artistic în Sicilia și venind spre Veneția, în Italia, timp de 28 de zile. În 1975, la invitația unui primar, primarului din localitatea Saint-Romain de Benet, din Franța, din zona Bordeaux, întreprindem un turneu de 30 de zile și participăm la un festival de folclor în localitatea Saint-Romain de Benet, distinși cu premiul orașului.
În 1975, turneu artistic în regiunea Bordeaux, timp de 25 de zile, cu un spectacol de gală în stațiunea turistică Royan, care era stațiunea corpului diplomatic acreditat în Franța. Și pentru membrii Parlamentului francez. În 1978, la Basel, Zürich și Lausanne, la invitația unui turist care a vorbit cu organizatorii festivalurilor de acolo din Belgia, el ne văzuse de-a lungul anilor vara la Mamaia, la spectacole prezentate vara, participăm la festivalurile de la Edegem și Bornheiten din Belgia, la două festivaluri internaționale de folclor, unde ansamblu a fost distins cu trofeele celor două festivaluri. În 1979 revenim din nou la Krems în Austria, unde eram acum abonați. Acolo am cunoscut un organizator de festivaluri cu care am fost prieten la Cataramă. În anul 1990, ansamblu, la invitația autorităților și organizațiilor din Yokohama, Tokyo, Japonia, participă la Festivalul Internațional de Folclor Kanagawa, unde prezența ansamblului a stârnit un interes deosebit, caracterizată de ei ca ceva fantastic. Am și scrisori din partea lor în care laudă și ne invită să ne ducem ca și când am plecat de la Constanța până la Megidia. În 1990 revenim și în Belgia la Edegem și participăm la festivalul lor internațional de folclor. În 1991, turneu artistic întreprins în zona Carapelit din Bulgaria. În 1992, participăm la Festivalul Internațional de la Shenyang, China. În 1993, întreprindem un turneu artistic la Steyr, în Austria. În 1994, turneu artistic la Varazdin, în Croația. În 1995, participăm la Festivalul Internațional de Folclor de la Szeged, din Ungaria. În 1996, participăm la Festivalul Internațional de la Varna, din Bulgaria. 1997, turneu artistic la Dăbovic, în Bulgaria. În 1998, participăm la Festivalul Internațional de Copii la Cernomoreț, în Bulgaria. Cam acestea au fost evenimentele majore la care a participat ansamblul Pandelaș.